că oprim televizorul la aceste emisiuni. Nu. Nu-l oprim? Nu? Să vă uitați, ca să știți ce vă așteaptă. Sper acum la această întâlnire astăzi să vin într-un număr mai mare, pentru că eu consider că într-o școală în care există 1200 de copii înseamnă că sunt 2400 de părinți. Dar deocamdată părinții nu sunt obișnuiți de a lua contact foarte apropiat cu școala și de a ține legătura, mai ales pe aceste teme. Sunt foarte curios să văd cum o să se desfășoare mai după amiază întâlnirea cu dânsii. Sper să răspundă număr cât de mare. În rest, ceilalți părinți care ne-au contactat și care sunt aproape de noi, într-adevăr ne-au susținut atât material, cât și, să zic, mental, spiritual pentru ceea ce facem și ne încurajează. Vreau să mai spun că în această campanie pe care, în acest proiect pe care l-au cei de aici din Marghita, eu am venit numai cu ceea ce am în cap, am venit și cu ceea ce este pe piață. Tot ceea ce vă spun dumneavoastră nu este un secret, este ceea ce am spus în cărțile mele, iar aici am venit cu o carte care este chiar numai pe problema preadolescenților și adolescenților, care se cheamă Sexul proadolescenții, Îngerii Demenții, și care cuprinde nu numai problemele lor, ci și modul cum pot fi soluționate. Așa că dacă noi ne întâlnim cu ei și ne uităm în această carte, că suntem părinți, că suntem profesori, avem soluția. Ăsta este programul sexual pe care, de educație sexuală, pe care consider eu că într-adevăr îl fac, și nu apariția la televizor, care nu trebuie să fie legată numai de numele meu. Oricare profesor, oricare medic poate să facă acest lucru, numai că nu este de ajuns să vii la televizor. Important este să transmiți un mesaj. Așa să apar la televizor nu este greu, dar să transmit un mesaj este mai greu. Și atunci mesajul mi-l transmit prin ceea ce spun și întotdeauna vin cu ceea ce rămâne în urma mea. Afirmație publică. Este o carte pentru adolescenți, părinți și profesori, educatori. Eu cred că, totuși, în ciuda suspiciunilor pe care le-ați avut, vom avea în continuare susținerea părinților, pentru că zilele acestea stând de vorbă cu câțiva dintre ei, chiar ieri la festivitățile pe care le-am avut, au fost deosebit de încântați de faptul că l-am invitat în instituția noastră pe domnul dr. Bebe Mihaescu și au afirmat că ar fi excelent să facem acest lucru și peste 2-3 ani, părinții respectivi având copii la nivel mai mic, și ar dori ca acest lucru să se întâmple și când ceilalți copii ajung la noi. Să completez pe Simona, vreau să spun că au existat chiar părinți care mi-au dat telefon să mulțumească că am chemat un specialist aici și că ofer copiilor această șansă de a completa educația pe care o primesc acasă. Eu vreau să vă zic că aceasta este cea de-a treia campanie de acest gen de informare. Noi facem un ciclu de 4 campanii pentru ca să se repete în următorul ciclu de 4 ani. Pentru ca un elev, în momentul în care intră instituție în clasa noua, în cei 4 ani de zile se ia contact cu toate cele 3 respectiv 4 campanii. Cum am zis, a fost campania antidrog, antiviolență, de educație sexuală. Probabil urmează la anul, deocamdată am purtat doar tractative între noi, echipa de management, să facem o campanie de aliment, deci de sănătate alimentară. Deci legat de mănâncă sănătos, fii sănătos, până am mâncat sănătos, de nutriționism, ceva de genul acesta. Și după aceea, din nou, se va repeta acest ciclu de informare. Decât să vă mulțumesc pentru că, iată, gândiți global și acționați local, și asta e foarte important, specialiștilor pentru prezența aici la Marghita, și multă baftă în toate proiectele pe care le veți porni aici în Marghita. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.